Consiliul Local al Comunei Stâncanțelul Mare, județul Bacău, pentru data de 25.07.2018, ora 10. Primarul Comunei Stâncanțelul Mare, județul Bacău, în temeiul articolului 68.1 din legea administrației comunei locale, numărul 205-2001, republicată cu criteriile și modificările ulterioare. Dispun. Articolul 1. Consiliul Local al Comunei Stâncanțelul Mare, județul Bacău, se convoacă la ședința ordinară din data de 25.07.2018, ora 10, la sediul Consiliului Local cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul al doilea anul 2018 al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, inițiat de primarul comun. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local în cursul anului 2018, inițiat de primarul comunii. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind analiza statului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul 2 al anului 2018 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în registrul agricol perioada 2015-2019, inițiat de primarul comunii. Articolul 4. Informare privind modul de deducere la îndeplinirea hotărârii Consiliului Local Ștefan cel Mare în anul 2018. Punctul 5, divers. Supun pentru aprobarea ordinii. Cine este? Mulțumesc. S-a ținut. La primarea aveți. Da, referitor la punctul 1 cu ordinea de zi și punctul 2, o să dau cuvântul doamnei contabil, Mânteanu, pentru susținerea proiectului de hotărâre. Începe să citesc contul de execuție bugetară la 30 iunie, cum proceda și în trecut. Voi citi sumele în mii lei. Începe secțiunea de funcționare. Prima dată este execuția bugetară. Asta este. Da. Execuția bugetară. Da. Așa. Și încep cu secțiunea de funcționare și veniturile. Impozitul pe venit, 1,67 mii lei. Poate și sume defăcate din impozitul pe venit, în total 214,76 lei, din care cote defalcate din impozit pe venit 80,15, sume alocate pentru echilibrarea bugetelor 134,61. Din alte impozite pe venit 0,33. Impozite și taxe pe clădiri, în total 14,93 lei, din care impozite pe clădiri persoane fizice 10,18. Impozit pe clădiri persoane juridice 4,75. Impozit pe terenuri 29,09. Impozit pe terenuri persoane fizice 11,2 lei. Impozit pe terenuri persoane juridice 7,58 lei. Impozit pe teren extravilan 10,31. Taxe judiciare de timbru 1,09 lei. Alte impozite și taxe 3,99 lei. Sume defalcate din TVA, cheltuieli descentralizate 330. Sume TVA repartizate pentru drumuri 40 lei. Sume TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 747 lei. Taxe pe mijloacele de transport, în total 13,32 lei. Din care impozit pe mijloacele de transport persoane fizice 11,44, impozite pe mijloace de transport persoane juridice 1,88, venituri din concesiuni 3,57, venituri din prestări servicii 6,36 lei, taxe extrajudiciare de timbru, aici avem 0, venituri din amenzi și alte sancțiuni 20,14, alte amenzi 5,37, taxe speciale 20,8 lei.
Total venituri 1450,92. Punctul următor, cheltuieli. Sau să trec la veniturile pe secțiunea de dezvoltare? Dezvoltare. Da? Veniturile pentru secțiunea de dezvoltare. Vărsăminte din secțiunea de funcționare, 1,5 mii lei. Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020, 31,12. Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori, 72,28. Total venituri pe secțiunea de dezvoltare, 105,2. Și cheltuieli 81,64. Exact, cheltuieli 81,64. Și avem cheltuieli mai mici decât venituri. La cheltuielile din secțiunea de funcționare, încep cu capitolul 51, cheltuieli de personal 424,15, cheltuieli cu bunuri și servicii 122,08, asociații și fundații 8,5 mii lei. Dobânzi, capitolul 55, dobânzi, 4,8 mii lei. Transferuri între unități, aici pentru protecția copilului, 72,72 mii lei. Capitolul 61, ordine publică, SVSU și poliția locală, cheltuieli de personal, 72,8, bunuri și servicii, 5,69. Capitolul 65, învățământ. Bunuri și servicii, 21,54 mii lei. Asistență socială, sunt tichetele de grădiniță, 7,2 mii lei. Și burse, 4 mii. Capitolul 67, cultură și recreere. Cheltuieli de personal, 9,68. Bunuri și servicii, 0,25. Alte cheltuieli, cu susținerea cultelor, 97,46. Capitolul 68. Asigurări și asistență socială. Cheltuieli de personal, 52,03. Și asistență socială, indemnizațiile pentru persoanele cu handicap, 131,61. Capitolul 70. Locuințe, servicii și dezvoltare publică, bunuri și servicii, 123,29, rambursare credit, 15 mii lei. Capitolul 74, aici avem la bunuri și servicii, taxa de gunoi, 42,74. Capitolul 84, transporturi, drumuri, la bunuri și servicii avem 112,63 mii lei. La secțiunea de funcționare am terminat cu un excedent de 122,75 mii lei. Am terminat. Discuție cu bun. Așa, discuție la funcție. Până la vot. Cine este pe? Mulțumesc. Împotrivă? Nu. Eu țin domnul primarul punctul 2. Ați discutat până la vot. Nu. Cum a venit punctul 2? Aprobarea utilizării excedentului. Pentru că vor începe lucrările la cele două proiecte din construirea grădiniței cu program normal și modernizarea drumului de interes local în comună, trebuie să mutăm, practic, din fondul de rulment ce a rămas excedentul de anul trecut. Reprezintă, de fapt, avansul pe care l-am primit pentru aceste investiții. Trebuie mutat în secțiunea de dezvoltare. Să pregătim pentru plățile, se vor utiliza pentru plățile care vor fi solicitate. Iar lucrul ăsta trebuie aprobat de către dumneavoastră. Da, sumele sunt pentru grădiniță 1.200.000 lei, iar pentru modernizare 2.250.000 lei. Asta e domnul.
Asta este problema. Discuție, doar aceste probleme. Pun la vot. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Punctul 2. 3. Să vin țin evidență. Referitor la înscrierea datelor în Registrul Agricol, SMS-ul 2, au fost înscrise atât în în format electronic, cât și pe suport de hârtie. Toate datele au fost înscrise în Registrul Agricol. Și pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în Registrul Agricol, au fost stabilite niște măsuri. Dacă știți, și rândul trecut am discutat aceste măsuri și ce ne răspunde. Cu înscrierea, cu centralizarea datelor în Registrul, cu realizarea corespondenții la nivelul Comunului Ștefan cel Mare, legat de Registrul Agricol, cine se ocupă pe toată perioada desfășurării activității la Registrul Agricol. Cred că ați avut la mapă, nu? Da? Da. După cum știți, sunt fetele la Registrul Agricol care se ocupă cu înregistrarea, deci nu mai... Dacă vă interesează ceva, da. Dacă sunteți nelămuriți în legătură cu anumite... Discuții? Cineva vrea să discute? Nu vrea să spun la vot. Cine este? Mulțumesc. Împotrivă. Pac. Punctul 4. Cu privire la ducerea de primire a hotărârilor Consiliului Local Ștefan cel Mare în anul 2018. Deci până acum, de la 1 ianuarie 2018 până la 27.06.2018, au fost convocate 6 ședințe ordinare și 3 ședințe extraordinare, în cadrul cărora s-au adoptat 32 de hotărâri vizând diverse domenii de activitate. Toate aceste 32 de hotărâri au provocat și efecte juridice, adică au fost luate în seamă. Nu au fost numai discutate în ședințele de Consiliu și lăsate să pună praful pe ele. Acum o să vă dau citiri la hotărâri, cred că le știți, că le-ați parcurs dumneavoastră, le-ați comentat și le-ați aprobat. Da. Discuții, dacă e cineva. Da, cred că v-ați și avut la mapă toate. Supun la vot. Cine este pentru vă? Cine este împotrivă? Mulțumesc. Acum punctul 5, diverse. La diverse. Fiecare consilier? Da, știu. Dacă nu știi. Da, da. Pe termina povestei, care mai este acest papar la viață? Nu este sau... Este și nu este. Ieri a fost o altă contă, a fost o spartă conducta acolo, conducta principală. A fost reparată, ieri dimineață s-a dat drumul, cred că acum... Este. Este. Ați întrebat problema cu automatizat? Așteptăm să ne vină modulul care e ars, dar merge prin manual. Deocamdată merge prin manual. Am dat comandă, am făcut achiziția, așteptăm să ne trimit. Mulțumesc. Eu vreau să spun la Rădeana, parte de la Deal, nu de Lumină. Partea de la Deal? Tot satul. De săptămâni, de zi. Deci Lumina la Rădenia este așa. De la transformator la Vale. De la transformator, partea dreaptă și Slavul. Astea sunt spre circuit. Aici sunteți vinovați? Nu, și de când știi, de când știi, de când nu are. Săptămâni.
Dar eu știu că e cumnatul meu, au lasă să mă văd. Deci aici sunt vinovați până la anunțat. De ce nu ne-a anunțat? I-a spus că-mi viu la ședință. Nu există. Nu există. Dar ești la ședința peste două săptămâni. Deci nu mai tărăgânați. Când se întâmplă cât eu, cât pe o problemă la eliminatul stradal, sunați imediat în ziua respectivă ca să putem remedia. Tot noi ne punem lumea în cap și păcat. De ce să... Dar vei, te întreabă spisorii. El a sunat imediat. A văzut o noapte, nu a fost, o să iau de o vină de echipă. Sat, deci nu mai, când ați văzut sau aflați că nu este, sunați imediat la a doua zi, dacă nu, seara. Nu ne sunați după amiaza pe la 4-5, când n-are cine să vină. Asta ne-a consumat, dacă nu se mai economie. Dar sunați dimineața, sunați dimineața. Dar ne-a consumat o gândire economie. Dar nu să știi că nu are acolo să nu se atură de aia. Repet, nu se atură de aia. Lăb la toamnă. Am, nu, tu ce vreau mă o trebuie. Toamnă. Mai este cineva? Domnul, ziceați că... Domnul Matei. Să repară la comentele de la bazinul de sus. Apometru de sus, nu, la bazin. Lămpile UV. Apometrele ce? Apometrele nu merg la apometrele, nu înregistrează. La bazin da. Sus? Da. Dar nu-i problemă, Nene. Acum ce se întâmplă? Cum autorizează apă. Dar nu știi pentru ce să. Era bine să fie, le-am și mai pe suma. Și cu nu poți face o socoteală, să zici, băi, când s-a consumat la oameni și cât s-a livrat, efectiv. Pe care recensământul, din când începi să socotești, cât timp... Alea apometrele care iese din stație, de la Cămini, una, să faci o verificare, să vezi care este consumul la populație și... Așa, trebuie să-i apropiat, exact din bătate. Și alta este, pentru cei de la Apii Românii, nu spune taxe. Ești sigur că de-a. Lasă, așa, să fie acolo. Au venit, ați terminat cu apometrile la Vișoară? Nu. A rămas să stabilim o zi, într-o sărbătoare, când s-o amenea ca să... Ca să știu. Hai să nu mai lungesc. Păi eu nu vreau să o lungesc. Stabilim o zi, când, ca să știi și oamenii să fie acasă de notă pentru un om, de exemplu. Mâine. Mâine. Stabilim mâine. Nu o să fie oamenii acasă. Știi de ce ține boală, dar știi oamenii, nu? Știu, mai știi și el. Păi știi. Și mi-i spui azi, mâine să fie acasă. Dar, în general, oamenii se acasă. Nu o să mai lasă. Acum nu se ducă la unde, cu. Dar de preferință după amiază, probabil, nu că sunt acasă mai mult. Nu, cred că mai bine dimineață. Dimineață. Hai chiar te rog, vorbește cu Sorin, merge dimineață, ca să aveți timp să-și... Deci e vorba de montata apometrii. După aia, de montata apometrii. Da. După aia, dacă noi luăm niște măsuri împotriva celor care nu au apometrii, luăm degeaba. Exact. Poate să ne vinovați. Exact, da. Da, domnul primar. Nu am legătura cu domnul Nicu când merg mâine. Păi da, îmi dai telefon de astăzi, ca să știu la ce vor veni. Da, păi te sună astăzi, da. Bun. Da, mulțumesc, domnul primar. Mai e cineva? Neapăleg. Domnul primar. Unul din puncte care aș vrea să discut. Urmarea ploilor care au fost și urmările care le-a lăsat, sunt câteva lucruri la noi. Știți, le știți dumneavoastră. Urițele alea două, sigur că da. Să vedeți când puteți să trimite acel utilaj, asta e una. Dar haideți să o luăm cronologic. E vorba de urița de la Bucur de acolo, sau la rachetă, cum să da. Spun, mai bine zis. Trebuie găsit o soluție. Nu știu. Un tub montat acolo e foarte greu, pentru că trebuie să faci parapet dincolo și în același timp trebuie să luți cont de faptul că acea uriță e cale de acces pentru mai mulți oameni care au proprietăți în zonă. Înțelegeți ce vreau să spun. De făcut o gură de preluare a acolo, e imposibil. Dar mă gândesc că, deci, cumva, de la
intrarea apei din, din uriță în șanțul ăla, făcut o deviere ca apa să meargă mai mult în jos. Dar în cazul ăsta îi lovim pe el, alții mai jos, că nu încape atâta apă pe el. Găsit o soluție să mai meargă și pe urița de la Mihalea, cumva. Poate ar fi o soluție să facem acel pod, acea treci, traversare, subtraversare, chiar în dreptul uriții. Ați înțeles? La Mihalea. Acum, păi și dacă îi dai cu urița la Mihalea, nu strică urița la Mihalea cu aia? Nu, la Mihalea e suficient de, de largă ulița ca să poată să preia apa. Că vedeți? Nu, zic că nu poate să preia. Dar nu face șapte... Face șanță, face șanță. Ulița aia, nu este, nu este cel care are ulița de la Bucur de acolo. Totdeauna ulița aia a fost o traversare unde apele se duceau la vară. Debitul de apă care vine acum, vine de aici. De ce spui că era, pe ce s-o anulat cu un pod? Da, da, da. Un pod care se traversa. Acolo era un pod care traversa drumul și se ducea la vară. Când era? Când era, nu era neavadelul. Eu, deci, sincer, nu țin minte, nu țin minte să fie, dar spun bătrânii că era. Spun bătrânii că era. Era podeț care da. Zicea pe urmă la Vale. Ai oameni buni. Când s-au modernizat drumul, eu din când sunt agent fiscal, din 87, eu n-am văzut să fie acolo... Nu, nu, mai înainte, adevărat. Spun bătrânii, da. Dar trebuie, lasă zi, trebuie. Nu, a fost un pod înainte de a se moderniza drumul și Consiliul Județean a anulat podul și a făcut... Sau poate nu erau șanțuri, dar știu că apa pe care veneau doi din o preluă urița aia... Ei, nu preluă urița, Mariana, că atunci nu erau șanțuri, nu erau asfalturi, era apa pe drum. Dacă țăriți vinde, erau șanțuri, ce nu știu. Acum apa care vine de la urița aia vine tocmai de la Folima Cheșu. Deci șanțul este prea mic, nu reușește să preia tot debitul de apă. Plus că, în afară, deci apa care o captează, îngrânează după ea argilă, bolovanie, lemne și toate alea care sunt pe uriță. În momentul în care, mai ziua, mai e populație, mai ies omul, dar noaptea, în momentul în care vine o vijelie din asta și un debit de apă puternic, podul se colmatează și o ia apa cum o ia. Eu zic că șanțul e destul de... suficient ca marină. Vedeți că sunt podeții care sunt subdimensionate și ia din... Știu. Un exemplu e la mine. Știi, eu trebuie să-l dau jos acum, clar. Cum a făcut Viorel Mână. Dar noi numai la tine, și mai sus. Mai sus, îți mai jos. Și mai sus. Și... au băgat o conductă de 500 pe... sau de 400. Și ele... ca să fim și noi... ca să fim și noi în Torcu. Cu civilizația și cu viitorul, apropo, propunem o schiță oarecare de pod și toată lumea face așa, nu neapărat în zona aia, că preluări de apă mare, apă multă, în zona de... Mai strigă omul potului, acum scoate țeala și pune, face alt pod? Păi așa o să fie probleme tot timpul, să știți, tot timpul. Să sigur. Să vedem dacă ar accepta să mai fac ei un podeț. Asta zic, asta zic, trebuie măcar încerca ceva. Dar chiar dacă îi face ei să ducă la Mihalea, nu mai vine cu face atâta debit, dar la racheta, tot. Și ca să continui mai în sus înspre noi, știți că e urița acolo, unde e problemă. Deci la mine, în față. La mine, știți ce a făcut acolo jos? A făcut extraordinar. Nu știu, mă gândesc și eu ce să fac eu personal. Nu știu ce să fac eu. Băi, urița din partea și portul, nu? Poftim. Urița din partea și portul. Da. Am vorbit cu Otăcoaul de Evelor. Încă îl mai are pe închiriat, la Șerban. Da. E pe la Gura Vlăie acum. Da, până am o terminat în zona aia, pe la... Da. Și s-ar putea, dacă nu mâine, poimne să vină în zonă. Dacă se mai liniștesc și ploile astea, că dacă... Noi punem, nu e greu, punem niște piatră pe uliță. Vine apa mare, ia spală. O duce la vară. Da. Dar acum, dacă se mai liniștesc ploile de săptămâna viitoare... Uite, să spună Neanicu, am făcut pichilie, am făcut...
asfalt a făcut acolo. Da. Am fost după ploile alea cu caratul ăla. Trebuie să duce chiar înapoi. Și ca să mă opresc... Pentru că sunt și ulițele astea. Oamenii nu au înțeles. Au gardurile cât mai ulițe, strâmte. Nu poți să-i faci un șanț pe marginea uliții, pe una din marginea drumului. Da. Bun, dar apropo, dar ulița la Moraru, după ce s-au opresc ploile la Moraru, în dreptul meu sus, da, trebuie decomandată de noi. Ați înțeles? S-a decomandată cu 3 ani, 2 ani, ceva. Pentru că există riscul să dea peste. În partea de sus, omul a făcut o protecție oarecare. Știți despre ce e vorba. Și acum, cineva, un binevoitor, el a distrus la Furieș, la Ion Furieș. La Furieș, da. Și apa acum se face surpă grădina. Tot, în fine, nu? Da. Și, deci acolo trebuie și ăla, șanțul. Bun, dar rămânând în zona la mine, nu neapărat, că de la mine mai la mai fi, da. Domnul primar, ce facem cu ortodoxul ăsta care e lângă mine? Ce e acolo, domnul primar? Vreau să știți că sunt șerpi care mă atacă și eu sunt drum șerpi. Credeți sau nu credeți? Dacă nu mai am, vorbesc serios. Fii cu magicia, faci cu ei... Nu, nu, vorbim serios, dar e ce? Acum, zilele astea, un sacrum care e la poartă, a căzut în șosea, așa, a trebuit să mă apuc sau hai să-l dau înapoi, undeva. Este dincolo de a avea înțelege și e un pericol mare de incendiu omul ăla. Când s-o usca și mă mir că am scăpat toamna trecută, cineva era o țigară ceva. De acolo l-au făcut toți. Nu știu ce trebuie făcut acolo. Omul ăla cum stă acolo? Ce face el? Ce-o fi înăuntru acolo? Nu știu. Nu știu. Dar nu stă, dar ce-o stă nimeni? Poftim? Dar e rău furcă. Mare rău, dar nu stă. Eu trebuie furcă. În casă, nu mă. Serios. Are urmă de asta. Cred la beci. Eu i-am concret la altă casă. Dar care e rău? 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 Mai e făcut. Vedeți, dar nu mai am așa. Da, credeți, da, credeți că accept o discuție? Mai de mine. Da, ați încercat? Am încercat, sincer, am încercat. Măi, omule, ce facem? Doamna trecută, iar vorba de s-a spune, măi, ori taie, ori taie eu. Știți? Eu i-am curățat, i-am strica acoperișul. Bun. Ce credeți că a făcut? Nu el i-a tăiat. I-a tăiat vecinul meu. Eu vându-l în Viorel, Moracu. Dar cremlerea aia toată aruncat-o? Era pe alie. Ați văzut? Dar ea n-a luat doar pe casă. Cine? El i-a luat pe casă. Soarne, cel mai mult doar pe casă. Interesant. Credeți că și iarna doar pe casă acolo? Fără foc, fără nimic. Doar pe acolo iarna? Iarna doar pe acolo, domnul. Eu vă las să poze. Poze. Sau vecinii. Cred că de asta, cadaverul, cred că de asta nu sunt de curierile, ca să-i țină. Nu mai fi. Da. Da. Și ultimul, și ultimul punct. Aici, în față la ghiț Suca, dumneavoastră, Boșma. În față la Boș. Haideți să punem la băia să fac un pic de curat acolo și să decolmateze șanțul ăla. Că la intrarea în pod la ghiță Boșcuri, s-a colmatat și dă apa afară. Și spală drumul de intrare la, pe lângă Boz. Dar la cine zici? La ghiță Boșcuri, vis-a-vis de Boz. La podeșe, la podeșe. Pe ghiță Boșcuri ăla, care o cumpără din linia. Așa, da, 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 da. Podeșul ăla e înfundat? E înfundat și podeșul și șanțul înainte de, pentru că dacă s-a înfundat podeșul, s-a colmatat șanțul. Și, și buruieni și-au crescut acolo multe și arată foarte urât, foarte urât ăla. Dar proprietarul nu mai să-și facă? Proprietarul? Proprietarul e buciunul cumpărat și o lăsat acolo. Ai scoat la băgea mădresului în linia să trebuie. Să decolmateze șasul și o luată, când o luată și o luată și o luată. Dacă nu, văd de curieță. Domnul. Atât nu cere, numai acolo, domnul primar, la cămilele trebuie pus ceva acolo.
scuze, că după un fapt, ești ceva de la mașină, la scos. La care vom s-o fura ca pe acum? S-o fura ca pe acum. Adică se dă. Am fundat pe ouă. Punem ceva acolo. Nu, scăutăm să cumpărăm ca pe acum. Păi ce se pui la ce? Păi da, ca pe acum, dar nu face mental, mă, ca și e ciudat. Dar la ăla care e cu închiderea prejudecării unei lucruri, nu poți să obținească. Nu, trebuie făcut un alt sistem de... Ăla avea un șurub acolo, dar l-a luat slaș. Nu mai avea niște șurub. Îți faci un bătare? Era o casă cu mine, era făcut la mașină. Nu te cutiei fix, nu te să o scoți. Trebuie să-i pregătit. Da, da, da. Păi, o să fac și noi treaba asta. Nu mai găsăm, dar... Cum avem două facem, nu? Să vedem toate aceștia care se ocupă cu alimentări, cu apă și canalizări, care fac cămin, să vedem cum e asta. Da, de la același tip. Eu nu se poate de sigur că da. Nu e bun. Că înainte. Nu, depinde de la cine cumpără cămin. Cum pe înseamnă. Păște de sumită de la încorțel, ca să nu se... O, dacă e tare luază, e... Da. Pui Weiser, sus în tărie, știi, mă trece, va lua. Cum de-am dat, nu? Da, da, da. Și nu am dat de la... Și nu tare de tare de-am dat. Mă arăt cineva cu 16. La Răziana au venit doi bulumaci. Cineva a stăcat suopul la gard și a zis că face protecție la biserică. Nu vin la vale, l-am prins cineva, dar e canal, cea la care îi nu prea poate să le iei doi oameni să-l pronunce. Ce se protecție? Se facă dacă nu-i face un... Ideal! Deci am lucrat cu mai mulți ani, face protecție, nu vin după la vale. Cum iau? Suca gardul cu schietele acolo, suca viața. Hai că din niște de la vale. Deci la voi, de asta, dar și pe partea și pe alta, voi. Da? Da. Aia e mutilat, ideal. Nu, ocupat. Ocupat, așa. Cineva poate să vă dea de-a dus. Aici cum am dat să-l ceva. S-am îndoi, exact la mijloc, cu doi, nici pe partea și pe alta. E clar, nu ce să mai este cineva care... Nu mai. Tu pun la vot... Nu vrei, declar închisul. Declar ședința închisă. Ah, stai, că avea ceva de... ca un științare pentru Consiliul Local. Guvernul a luat niște fonduri acum pentru alimentări cu gaze. Interesant. Ce rugăminte am eu? Trebuie să facem, nu putem face numai pe singurul comun. Noi trebuie să facem niște asociații de dezvoltare intercomunitară și am vorbit cu primarii din Urechești, Coțofănești, Căiuț și noi, și Ștefa. Să facem o asociație de dezvoltare. Cu, mai să mă scoate, cu scopul ăsta, pentru scopul ăsta. Da. Așa. Da, da, da. Ce rugăminte am eu? Să stați așa de vorbă cu cetățenii, să vedeți opinia lor. Ne dăm niște declarații. Într-adevăr, este necesară investiția și după ce se realizează investiția, să fie și funcțională. Să nu ne trezim că nu avem oameni branșați și să nu funcționeze, că după aia răspund eu. Cred că cel mai bine ar fi să mergem fiecare consilier prin sate și să luat pe bază semnături. Nu, prima dată o discuție și după aia pe bază tabel. Dar discuția, să știți să le spuneți cetățenilor că un branșament, ca să ducă un foc la aragaz, da, o să-i costi, probabil, în jur de 50-60 de milioane. Îi dă 6.000 de lei. 6.000 de lei. Dă o o trași unul de la mine. O să rămână care e nu, dar trebuie să ne gândim și pe viitor, că și pădurile astea cât tot să mai dea. Și vedeți că și la alien crește prețul. Ați o fabrică de peleți. Să nu mai... Da, și dacă
Fără umblat prin sat, fără... Deci, asta e rugămintea mea, să stați din vorbă cu oamenii, cât că... Vă duceți la biserică, mai bine neavaliem. Exact, asta vreau să... Cam în jurul de 50 foc. Cam așa, în jurul de 50 de trebuie proiect, trebuie... instalație. Dar în ce constă? Bun, e la nicio linie, un magistrat, să-i spune, un sat. Nu veni cu branșare până la... Nu, de la magistrală, de pe marginea drumului, în interior, este treaba... Contorul lasă până la poartă, nu mai lasă cum nu creadă. Deci contor tot până la... Contorul la poartă, dar e vorba de conducte, de lucrările toate ce se face, plus proiecte, la fiecare trebuie proiect. Nu este un proiect unic. Nu mă gândeam că proiectul își pune și treaba. Nu la poartă. Nu, până la... Deci magistrală. Linie, da. Nu știu, nu știu. Era așa, doar și nu asta să se ocupe din toate primării. Asta să cadică cu oricineva dintr-un singur primării. Să discutăm noi, între noi. Da. Cine ar fi făcut să facă ceva? Să facă ceva? Să facă ceva? Nu e surinit și eu, am zis tot așa, dar... Mulțumim, bătrâna, pentru acest poșul. Nu faci treaba, să crezi bani. Dar eu de ce zic? După aia să facem celelalte proceduri. Întâi să știm ce vrea lumea. Așa să gândim până ar băga 50% ar băga la 50%. Dar la 50% bagă, e bine. E bine? E bine dacă bagă 50%. Nu, central. Nu, 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 nu